De ziua lor, pompierii au deschis porțile tuturor subunităților din județul Hunedoara, acestea fiind luate cu asalt de cei mai mari fani copiii. Fascinați de tehnica din dotare a pompierilor hunedoreni, cei mici au încercat mai toate aparatele acestora spre bucuria lor. La ce unitate? Și acum lasă butonul, lasă butonul. Așa. De la ce unitate sunteți? Lasă butonul, așa. Copiii prezenți la eveniment au admirat tehnica intrată de curând în dotarea salvatorilor hunedoreni, au participat la ateliere interactive, exerciții demonstrative de acordare a primului ajutor medical și puncte de informare preventivă. Se pare că pompierii sunt oameni curajoși? Da. Ce le transmite astăzi pompierilor de ziua lor? Să aibă grijă de oameni. Vreau să le trimit un mesaj să fie puternici și să salveze orice om din pericol. Și chiar sunt foarte curajoși și îmi plac foarte mult de ei cum sunt și și eu îmi doresc să devin pompier, pentru că pentru mine mi se pare o meserie foarte drăguță. Este foarte curajoasă așa. Mă simt foarte eroică. Ce mesaj ai tu pentru pompieri astăzi? Am mesaje să ne să stingă incendii cât mai multe, să fim cât mai protejați de incendii și să fim bine, să nu avem incendii în România, cât mai puține incendii. La mulți ani! La mulți ani, pompieri! Cei mici au fost cuprinși în adevăratul sens al cuvântului de spiritul solemn al pompierilor, iar la final au și apreciat parada în felul lor.